Da, perfect. Hai să luați un loc un pic aici să povestim. Deci până la urmă e adevărat. Tu ai fugit, Jimmy, din magazin și n-ai plătit tricoul. Da, m-am sprins, e decăpătat. Nu, dar am văzut că e asta de... De alarmă, da. Chiar sună dacă te duci până la pe bune? Da, n-am fost, dar cred că chiar sună. Nu pot să cred, adică dacă... Și cum, când ți-ai cumpărat tricoul, ce le-ai zis? Bă, vă rog frumos, lăsați. Așa e el. Da, mă, ne-am prins și noi, adică... Nicol, ce faci? Ești foarte frumoasă, tu. Pe zi ce trece, ești mai frumoasă. Foarte talentată fata. Știu, pe tocmai de-aia am și ales-o pentru singurul. Să ai foarte mare grijă de ea. Am. E prietena noastră, da? E prietena noastră. Și cântă foarte bine în spaniolă și mă bucur că... Cântă bine în spaniolă, cântă bine în română, e talentată, frumoasă, exact. Tot ce vrei. Ne mărim latino gang-ul ăsta. Povestiți-ne puțin despre piesă. Păi, piesa era făcută deja de Jimmy, mă rog, avea o... strofa o lui, idee, da, o idee și de acolo am continuat-o eu împreună cu Dodi, pentru că și noi am compus la piesă, toți trei ne-am implicat și a ieșit ceva foarte frumos, adică noi suntem mulțumiți, clipul la fel de vară, fresh, cum ne place nouă și... Adică exact ce trebuie pentru perioada asta. Eu așa zic. Noi am gândit-o la o piesă care când ajungi în Mamaia să-ți faci story, bine ai venit în Mamaia pe litoral, și să fie toată lumea fericită. Să fie la distanțare, exact, să fie acolo, exact. Da, bine ați venit. Bine ați venit în Mamaia. Nu mai e Mamaia sau merge și la Costinești, merge și la Novodari? Merge la orice, că toate drumurile trec pe Mamaia. Toate drumurile. Perfect. Bă, dar nu știu, uite, și cum e la televizor, semeni un piculino așa la freză, nu ți-a mai zis. La freză, că avem... Da, mă, la freză și cu ochelarii mari, așa, adică. Păi avem aceiași ochelari, că de-aia. Adică, Lino, mă duc și eu la murță la emisiune, dă-și mie ochelarii. Am vrut să iau palunașul, dar nu plecase. Conector, chiar că și conector are pe alb, da. Iar are pe alb, exact, perfect. Bun, Nicol, ce faci în perioada asta? Foarte bine, sunt aglomerată pentru că îmi lansez un brand de haine, nu știu dacă ai auzit. Astea sunt făcute... Nu, astea nu sunt făcute de mine, dar urmează să știi că o să fii foarte, foarte surprins. Eu așa sper. Perfect, pentru că am lucrat foarte mult. Păi eu cred că undeva pe săptămâna viitoare vom avea lansarea. Ila se numește, este un nume gândit de mine de vreo 2 ani. Și ideea de... nume? Nu, sincer, a fost din calpul meu și după am descoperit că de fapt Ila înseamnă zeița frumuseții în spaniolă, cam asta ar însemna. Ola, câtă coincidență. Și da, a fost o super coincidență, jur că nu știam. Am verificat pe Google după ce mi-a venit numele ăsta în cap și am descoperit doar că este un fotograf din Ungaria, dar nu mai mult de atât. Și Victor, PR-ul meu, a descoperit asta ulterior pe Google că ar însemna zeița frumuseții și am zis perfect, ia uite cum se potrivesc toate. Perfect, o să vedem despre ce hăinuțe este vorba săptămâna viitoare. Până atunci, cu dragostea, cum stai? Foarte bine. La fel cum ai lăsat, să știi, ultima dată. Eu sper nu că... s-a schimbat absolut nimic. Adică că au mai evoluat lucrurile. Păi cum, ce se evolueze? Adică, nu știu, să se ducă, dacă ți-e poftă de căpșun, să aducă căpșun. Dacă ți-e nu, poftă nu sunt de... gravidă dacă asta vă insuriez. Nu să știi că mă întreabă toată lumea, că nu știu ce știre a fost. Dar sezonul căpșunilor, da, exact despre știrea asta vorbeam, că a apărut azi de dimineață. Nu, vreau să fie băiat drăguț cu tine, să se poarte frumos, dar jur că nu m-am gândit la asta. Nu, dar am văzut că circulă știrea asta, nu sunt gravidă, vă anunț eu dacă e ceva. Dar ce, a apărut știrea asta, n-am văzut? Da, nu, primele detalii despre sarcină. Care sarcină? Păi și când intrai... Sora mea a născut atâta tot, am păi o nepoată, era, de fapt, primele, doamne... Nicol Șeri, primele detalii despre sarcină. Și când intri, de fapt, sora lui Nicol Șeri... Știi care a fost faza? Am răspuns ieri la un Q&A și m-a întrebat o fată dacă peste 2-3 ani m-aș vedea mama. Și am zis că da, mi-aș dori să fiu mamă tânără. La un moment dat trebuie să la se întâmple dat, asta. La un moment dat, exact, se va întâmpla și asta. Și bineînțeles că imediat, gata, detalii despre sarcină. Deci, oameni buni, Nicol Șeri nu e însărcinată. Peste sau dacă, 2-3 ani, ne mai sau auzim. Dacă deschide știrea respectivă, e însărcinată cu o piesă nouă, cu Jimmy Dab, adică să fie foarte clar, nu? Și mai videoclip tot ce trebuie? Videoclip tot ce trebuie, avem și un merch al piesei, găsiți pe site-ul meu pe jimmydab.com. Pe Instagram găsiți toate detaliile și așteptăm să cumpere lumea. Perfect, eu sper să ne vedem la mare. Și să ne vedem la mare, bineînțeles, și când ajungeți acolo să ne dați și nouă un tag când puneți piesa. Dar cu mască, cu distanțare, da? Te-am văzut când ai venit aici la emisiune, erai cu masca, erai regulamentar cu tot ce trebuie. Vreau să petrec, nu vreau să mă bage iar în carantină, asta e ideea. Și atunci trebuie respectat totul. Exact, trebuie respectat totul ca să putem să ne mai bucurăm de vară, zic eu. Vineri ne vedem la lansarea piesei în Club Caio, așa că vă așteptăm pe toți acolo, număr cât mai mare, să facem, să dăm drumul mai la mare, vară. 50 de persoane, adică. Aia cât suntem, 50. E afară? Este afară, da. E afară, exact, cu distanțare. Distanțare socială. Pic, dacă e afară, e mai bine. E mai bine, da. E mai bine, da, și după o noapte e și mai bine. De ce? Că e lumea mai...
Se vede mai bine lumea. Perfect. Hai să cântăm Păstrăm. Nicole Sherry și Jimmy Dub, sau de fapt e mai bine spus Jimmy Dub, că e piesa Jimmy lui. Jimmy Dub, Nicole Sherry și Dodi. Și Dodi n-a mai venit. Dodi n-a mai venit pentru că are niște mici probleme, dar este tot ok. N-are febră, nu? Nu. Nu, că altfel dădeam afară de pe piesă. Perfect. Hai să cântăm, să aveți baftă, oameni buni. Noi ne vedem mâine la ora 3 la emisiune. Ciucă, vii și tu? Bineînțeles. Plantă, vii? Vine și plantă, e totul în regulă. Mâine la ora 3 ne vedem din nou la emisiune, oameni buni. Până atunci aveți grijă de dumneavoastră, sănătate multă și să auzim numai de bine. Bienvenido a mamá. Como dice sexy, sexy Sherry. ¿Dónde miras? Coco, Chanel y Fendi. Todas las mamacitas preparan por partir. Somos latino, gang del mar. Me gusta a disfrutar. Botellas y a bailar. Toda la noche aprovechar. Sabe que lo vas con gana. La fiesta siempre te atrapa. Todos somos cómplices. Ya tú no supiste. ¿Qué será, será? Mamá, ven conmigo. ¿Qué será, será? Host